atunci anul Mihai. Da, domnul Mihai. Deci, spuneți-ne un pic, ce s-a întâmplat, cum v-a venit această idee și de ce? După cum știți, la nivel național s-a inițiat un protest vis-a-vis de Ordonanța 49 pe 2019, care reglementează transportul cu aplicațiile, transportul alternativ cu aplicațiile Bolt și Uber. Din punctul nostru de vedere, considerăm că prin această ordonanță, practic, care reglementează transportul lor, fac o concurență neloială transportului existent în regim de taxi. Am înțeles. Și în urma protestul la nivel național inițiat, are 5 puncte prin care cerem modificarea ordonanței 49, printr-o altă ordonanță, printr-o lege. Deci printr-un act normativ noi, până la urmă, da. Exact. Noi, practic, zilele astea, când am ieșit în stradă și am făcut acea plimbare, așa zisul protest spontan, n-am făcut altceva decât să tragem un semnal de alarmă și să fim solidari cu cei care au rămas în piața Constituției, care și la momentul ăsta fac greva foame. Deci aveți niște colegi care s-au deplasat din țară la București. Eu cunosc două cazuri de la Cluj, întâmplarea face că îi cunosc. Și ei au, față de refuzul autorităților de a discuta sau de a lua măsuri, au hotărât să intre în greva foamei, din câte știu eu. Așa este, așa da? Este, da. Bun, și dumneavoastră, practic, acum, sprijiniți, unu, acțiunea în general, dar și sunteți solidari cu acei oameni care fac greva foamei. Greșesc? Corect. Asta până se mai autorizează un protest, când o parte din noi o să ne deplasăm din nou la București. La București. Da. Bun. Și acum dumneavoastră în Piatra Neamț, practic, veți continua acest gen, să spunem, de protest? Din informațiile care, pe care le am la colegii din piață, ieri au avut o întâlnire cu liderul grupului parlamentar PSD, care s-au expus acele puncte. Momentan, probabil, am înțeles că s-a găsit o soluție. Înțelegere, deci, da. O soluție, da. Și momentan cred că o să stăm liniștiți până se finalizează negocierile. Da. Da. Se finalizează negocierile. Bine, da. eu vă mulțumesc că ați intrat în direct. Aveam emoții că nu reușim. Ce să spun? Să vedem ce va ajunge, cum se va ajunge la o negociere și în ce măsură vor fi armonizate interesele taximetriștilor în acest regim clasic cu celelalte ale celor de la transportul alternativ de persoane. Vă mulțumesc! Ar trebui creat un echilibru, nu unii avantajați și alții dezavantajați. Am înțeles. Și în ce constă dezechilibru? Ca să înțeleg și eu care sunt din când în când, ca să spunem așa, clientul dumneavoastră. În primul rând, respectarea articolului 6 din legea 204 pe 2019, sau mai exact, acel comision pe care îl plătesc flotele către platformele Uber, Bolt, nu sunt fiscalizate, ei nefuncționând pe teritoriul României, având sediu în Estonia și Olanda, deci practic 25% nu sunt în România, nu sunt fiscalizați, ei nu sunt înregistrați la UNRC. Am înțeles. Am înțeles. Da? Deci asta creează o discrepanță, clar, da, de fiscalizare. Bineînțeles, atâta timp cât statul se plânge în fiecare zi că nu are bani la buget, de ce accepta să nu taxezi, să nu iei TVA din cei 25%? Am înțeles. Deci cei 25% efectiv se plătesc taxe afară, nu în România. Da, am înțeles. Am înțeles. Al doilea punct ar fi, sau unul din cele 5 puncte, limitarea copiilor conforme. Ei funcționează astăzi,
dacă vor să autorizeze 60-100 de mii de mașini, pot autoriza. Nu se creează acel echilibru. Din cât... numărul ăsta foarte mare de autorizări. Aglomerăm orașele. Domnul Mihai, dați-mi voie un pic să vă întreb ceva. Deci, autorizațiile de taxi pe raza, să spunem, a municipiului Piatra Neamț, dacă suntem în Piatra Neamț. Da. Alături, acum se vede o emisiune, o imagine impresionantă, cum se vedea pe o aplicație numărul de taxiuri care erau în oraș, am dat această imagine în momentul ăsta, numărul de taxiuri la momentul protestului. Deci, într-un oraș ca Piatra Neamț, numărul de autorizații se dă prin hotărâre de Consiliul Local, din câte știu eu. Corect. Ceilalți, tot prin hotărâre de Consiliul Local, sunt autorizați? Ceilalți sunt autorizați de ARR. Deci nu au nicio legătură cu Consiliul Local. Atunci, practic, Consiliul Local dă autorizate degeaba sau dă numai pentru dumneavoastră, ceilalți nefiind prinși în acest sistem. Din câte îmi dau. Așa este. Plus, iar o discrepanță, ei pot funcționa, da? Poate să desfășoare activitatea în orice oraș din țară. Ei se pot muta fără nicio problemă. Deci dumneavoastră nu puteți să mergeți, să mergeți în Bacău să faceți, dar nu cred că nici în Bicaz nu puteți. Nu, sub nicio formă. Noi ne desfășurăm activitatea doar pe raza... Unde sunteți autorizați? Da, este o problemă, clar este o problemă aici este o problemă, pentru că nu poți tu, Consiliul Local, să dai niște autorizații cu număr fix, cu îngrădirea pentru alții de a practica această meserie, iar alții să vină în oraș fără nevoia unei autorizații. Aici, într-adevăr, este o problemă. Eu nu discut aici despre calitatea serviciilor, despre prețuri, vorbim despre discriminare.